Frați și surori, ce amintiri extraordinare, deosebite, momente în care am lucrat împreună cu frații noștri veniți din Anglia, când ne-am bucurat și am slujit pe Domnul împreună. Am avut însă o barieră. A trebuit ca ei să învețe limba română și noi să învățăm limba engleză. Dar va veni o vreme când toți vom vorbi și aceeași limbă și această limbă va fi... Hei, așa am crezut și eu odată. Așa am crezut și eu odată. Așa e, frate. Vom vorbi împreună limba dragostei și ne rugăm ca Domnul să ne ajute. Continuăm timpul de părtășie. Uniți în această dragoste sfântă, auzim corul lăudându-L pe Domnul cu o nouă cântare. Și ne bucurăm să salutăm împreună cu noi pe păstorul bisericii Herne Bay, fratele Darren. Este emoționat că a ajuns între noi la un timp de sărbătoare. E prima dată când vine în România, de aceea ne rugăm ca Domnul să-L întărească. Și Domnul să-I dea cuvânt. Am avut un moment de părtășie deosebit la conferință. Eu am vorbit în limba română și frații au înțeles în limba engleză. Asta minunea care a făcut-o Domnul. Da. Mulțumim Domnului pentru părtășia pe care o avem cu această biserică, pentru lucrările împlinite împreună. Și vreau să vă spun ce este mai bun de acum urmează. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să continuăm orice slujire la care El ne cheamă. Amin. Amin.